Ce mare har este să fim din nou în prezența lui Dumnezeu. Acolo unde se prezintă Dumnezeu este siguranța că viața noastră face sens și nu ne pierdem zilele degeaba pe acest pământ. Este bine să trăiești cu frică față de Dumnezeu, cum spune în Biblie, bucurați-vă tremurând. Yes. Adică fiecare parte din noi să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de ceea ce avem, de casele noastre, de business-ul nostru, de mașinile noastre, dar să nu uităm că avem un Dumnezeu care este interesat în orice detaliu a vieții noastre. Și El vrea să vadă că noi, în fiecare zi, ne oprim din mersul nostru și ne aducem aminte din cauza cui trăim, din cauza cui am ajuns aici. Dacă Dumnezeu, spune Israel, dacă Dumnezeu nu era de partea lui Israel, unde erau ei acum? Poate erau și astăzi în Egipt și lucrau și astăzi ca niște robi. Așa e. Așa și noi, fiecare în parte din noi, putem să mărturisim în ziua de astăzi. Dacă Dumnezeu nu era cu mine când am căzut sub căruță și era să-mi strivească capul, dacă Dumnezeu nu era cu mine când am avut accident și dacă Îngerul Domnului nu intervenea, ce se putea întâmpla cu mine? Dacă Îngerul Domnului nu intervenea și mă lăsa acolo la fosul lec să mă nec, unde eram eu astăzi? Dar vedem că Dumnezeu are și astăzi putere să salveze pe oricine strigă la El. Aleluia! De aceea Dumnezeu să ne ajute să nu încetăm în fiecare zi să aducem o rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Aleluia! Pentru că nu știi ce are plan diavolul. Poate te așteaptă pe freeway cu o bâtă de fer sau cu altceva să-ți dea în cap și este bine că astăzi să te rogi pentru ziua de mâine. De aceea spune Biblia, rugați-vă la timp și ne la timp. Amin. Pentru că nimeni dintre noi nu suntem supermen să vedem viitorul și să ne rugăm doar când vine încercarea, să ne rugăm doar când vine tragedia. Nimeni dintre noi nu știe viitorul. De aceea Biblia spune, rugați-vă la timp și ne la timp. Amin. Amin. Chiar dacă de multe ori nu este confortabil să nu poți să știi viitorul. Cum este vorba și despre cei care investesc banii. Spune, dacă ai ști viitorul când se va ridica sau când va coborâ, toți oamenii ar deveni miliardari într-un singur an. Așa și noi. Dacă am ști viitorul și Dumnezeu ne-ar arăta toate lucrurile, am stat toții fără griji, fără niciun fel de disconfort și doar ne-am rugat atunci când vedem valurile venind spre noi. Dar Dumnezeu îi place să ne lase într-o stare de agitație în continuu ca să nu uităm că suntem pe acest pământ blestemat unde suferința este la maxim, unde corupția este la maxim și Dumnezeu vrea ca noi să fim vegheatori în orice vreme, slăvit să fie Domnul. Este bine să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne ierte păcatele. Spune Biblia, cine este omul care vrea o viață lungă pe pământ, să-și ferească limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare? Yes. Există o învățătură printre oameni care spune că odată ce Dumnezeu și-a gândit lucrarea pe pământ cu tine, te ia acasă. Dar nu este o lucrare biblică. Pentru că Biblia spune că ferice de omul care respectă părinții, pentru că ei vor ajunge să trăiască zile multe pe pământ. Amin? Amin. Atunci Dumnezeu nu te ia acasă la 40 de ani ca copiii tăi să sufere și familia ta să sufere pentru că și-a gătit lucrarea cu tine. Este imposibil. Nu este biblic, fraților. Și cei care au o religie legalistă, oamenii care se împiedică de inel și de cravată, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu dă o viață lungă la oamenii care respectă părinții, care respectă pe Dumnezeu și care face voia lui Dumnezeu pe acest pământ, slăvit să fie Domnul. Aleluia, așa este. Dumnezeu nu vrea ca noi să trăim cu frică, pentru că dacă învățătura aceasta ar fi corectă, Dumnezeu și-a gătit lucrarea cu tine, goodbye. Fiecare în parte din noi am trăit cu o frică mare pe acest pământ, pentru că nu ne-am aștepta când poate să vină Dumnezeu pentru noi, pentru că poate și-a gătit lucrarea cu unul sau altul dintre noi. Atunci fiecare parte dintre noi ne-am cumpărat ceai de lemon balm ca să ne scadem temperatura și stresul. Însă facă bunul Dumnezeu ca credința noastră astăzi să devină o credință biblică
și nu o credință de tradiție, nu o credință care se bazează pe visuri, nu o credință care se bazează pe alte lucruri, ci o credință care spune: dacă faci voia lui Dumnezeu, viața este înaintea ta, slăvit să fie Domnul. Și vreau ca biserica noastră să fie o biserică sănătoasă, o biserică fără frică, o biserică care merge înainte cu având spre ceruri. Atunci când trăiești, să trăiești cu credință că Dumnezeu te păzește să-ți vezi nepoții tăi și strănepoții tăi, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că El are de lucru pentru noi încă 1000 de ani înainte, slăvit să fie Domnul. Amin. Și că Dumnezeu și-a și gătit lucrarea cu unul dintre noi este ceva ireal. Și oamenii care cred astfel de lucruri trăiesc într-o lume ireală. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare parte din noi să revenim cu picioarele pe pământ. Am găsit câteva versete din Biblie și le voi citi de pe telefon, pentru că de multe ori telefonul poate să ne servească bine în privința lucrării lui Dumnezeu. Am scris câteva versete în legătură cu iertarea păcatelor și nu pot să le caut pe toate din Biblie și să țin degetul la vreo 10-15 versete, de aceea am scris și telefonul este slujitor împreună cu Dumnezeu să mă ajute să îmi dea versete din Biblie. Psalmul 32 cu versetul 5. Atunci ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, voi mărturisi Domnului fără drege mele și a iertat vina păcatului meu, slăvit să fie Domnul. Aș vrea fiecare în parte din noi astăzi să ne mărturisim vina păcatului nostru. Yes. Suntem la cina Domnului și cuvântul Domnului ne învață să nu ne uităm la fratele nostru sau la sora noastră ca să-i cercetăm acum cum stăm în bancă, ca să-i judecăm și să le scoatem păcatele pentru ei. Pentru că Biblia spune că fiecare să se cerceteze doar pe sine însuși și așa să mănânce din trupul și sângele Domnului. Aleluia! Dar dacă îl vezi pe fratele tău cu ochii, cu o zi înainte de, sau că face un păcat foarte mare de moarte, noi suntem datori ca să-i mustrăm în față, ca să se pocăiască, ca mai apoi sângele nostru nu cumva să fie găsit pe mâinile noastre, pentru că nu i-am mustrat atunci când am avut oportunitatea să-i mustrăm. Dacă vezi că fratele tău fură, trebuie să-l mustri înaintea lui Dumnezeu ca să nu mai fure. Chiar dacă ți este frate, chiar dacă ți-a împrumutat bani, chiar dacă ți-a făcut multe bunuri în viață, noi suntem datori să mustrăm păcatul atunci când îl vedem în casele noastre, în biserica noastră și între frații și surorile noastre, slăvit să fie Domnul. Un alt verset din Biblie, în Psalmul 130:4. Dar la tine există iertare ca să te putem sluji cu evlavie. Cred că am găsit o traducere mai diferită. Ca să fii de temut. Aș vrea ca fiecare în parte din noi să ne cerem iertare de păcatele noastre cu gândul că nu o să le mai facem. Sunt foarte mulți oameni care plâng și în hohote pentru păcatele lor, dar nu se pot abține din nou să le comită. Alții sunt oameni care înjură foarte mult și m-aș ruga ca fiecare în parte din noi care avem acest obicei, fiecare care se găsește în această categorie, au obiceiul să vorbească murdar. Dumnezeu să ne ajute, dacă nu ne putem opri, să găsim un bărbat de încredere cu care să ne rugăm împreună cu ei, ca Dumnezeu să rupă acest laț, acest blestem care de multe ori merge din neam în neam, din generație în generație. Este ca un blestem, cum este și băutura, cum este și curvia, când vedem că din neam în neam se transmit aceste lucruri. Aceste lucruri, fraților, se pot rupe doar cu post și rugăciune și rugându-ne împreună cu un om de încredere la Dumnezeu, ca aceste duhuri să fie legate, aruncate în adânc și spulberate pentru veșnicie, slăvit să fie Domnul. Trebuie să ne rugăm în această seară ca orice blestem sau orice vrăjitorie care cineva dintre oameni ar fi putut pus-o peste noi sau peste unul din neamurile noastre să fie rupt în numele lui Iisus Hristos. Amen. Pentru că de multe ori în biserică avem încredere în toți oameni. De multe ori mergând afară întâlnim frați creștini, dar noi nu știm cu ce se ocupă oamenii. Noi nu știm că sunt mulți oameni
care se folosesc de creștinism, care se folosesc de aceste lucruri și iau bani și anumite lucruri, dar în ascuns acești oameni pot fi niște vrăjitori, pot fi niște oameni care pot pune blesteme peste unii sau alții. De aceea este bine să te rogi în fiecare zi: Doamne, dacă vreun om sau o femeie ar fi făcut un blestem sau o vrăjitorie, eu nu știu cine sau ce, dar Tu care vezi totul, te rog să trimiți puterea lui Dumnezeu, puterea lui Iisus Hristos în locul acela, să lucrezi cu milă la oamenii aceia, să lucrezi în dragoste, dar te rog să oprești orice val de blestem sau de vrăjitorie. Slăvit să fie Domnul! Amen. Poate mulți dintre voi sunteți așa șocați de cuvintele acestea, dar Biblia spune că blestemat este omul care se încrede în om. Singurul în care ne putem încredere, punem încredere în totalmente, este Dumnezeu. Amen. Și poate maică-ta sau taică-tu, dar în rest, fraților, nu vă jucați cu focul, pentru că este o vorbă, frate ca frate, dar brânza este cu bani. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere, să nu ne încredem în oameni, să nu ne încredem în bani, să nu ne încredem în afaceri, să nu ne încredem că suntem neamuri sau legături din acestea, ci să ne încredem că Dumnezeu este singurul care vede înăuntru omului, înăuntru la fiecare din casă la noi, înăuntru la fiecare din mașina noastră. Dumnezeu vede toate secretele și toate ascunzișurile noastre, slăvit să fie Domnul. Amen. De multe ori când suntem în frică, este un alt lucru care cred că fiecare parte din noi ne luptăm. De multe ori ne este frică de vești rele și suntem într-un fel fricoși. Și atunci când auzim o veste rea, inima noastră începe să bată diferit și apare stresul. Și eu mă rog ca Dumnezeu să, în această seară, să ne facă să ne încredem pe deplin în El. Pentru că atunci când te încrezi pe deplin în Dumnezeu, stresul și frica trebuie să dispară. Frica aceasta că ceva s-ar putea întâmpla. Frica aceasta că poate cineva are ceva pe mine și face anumite lucruri nebune împotriva mea și împotriva familiei mele. De aceea de multe ori îi spun soției mele și la cei care din jurul meu: nu te apuca la ceartă cu oameni care nu știi. Nu te apuca să te cerți cu oamenii care nu știi, pentru că poate în ascuns sunt niște vrăjitori și niște oameni de nimica și îți pot face rău. De aceea Biblia spune să n-ai cu nimeni nimica, să nu datorezi nimănui nimica. Pentru că mulți, din cauza banilor și a puterii care vor să aibă, pot face lucruri foarte rele, de care dacă nu ești aproape de Domnul, să zicem că cineva face o vrăjitorie sau un blestem împotriva ta, dacă ești aproape de Domnul, Dumnezeu te păzește, dar dacă ești departe de Dumnezeu, dar dacă sângele lui Hristos nu mai este peste tine și te-ai îndepărtat de Duhul Sfânt, să știți că aceste lucruri care se fac în ascuns pot să producă tragedii mari în viețile noastre. De aceea, să nu ne jucăm cu focul, să nu luăm viața ca o glumă și mereu să ne rugăm în fiecare dimineață, în fiecare dată când mergem la drum cu mașina, pentru că poți să ai cea mai mare experiență din lume, dar dacă nu este Domnul cu tine, degeaba. Poți să fii cel mai mare meșter în casa ta și cel mai puternic om, dar dacă Dumnezeu nu te păzește, vine o șaică de oameni și cu pistoalele și cu topoarele și nu faci nimic. De aceea, doar în Dumnezeu ne putem pune încrederea pe vieți. Mergem pe genunchi, ne rugăm Domnului ca să ne ierte vina păcatelor noastre, să ierte fățărnicia, să ierte neiertarea, să ierte ura, să ierte invidia, să ierte goana după vânt, iubire de bani. Dumnezeu să ne ierte de aceste lucruri ca să ne putem apropia cu inimă bună de trupul și sângele Domnului. Amin.